Trei noi judecători, unii controversați, vor ajunge la Curtea Constituțională din luna iunie. Bogdan Licu, prim procurorul general adjunct al României, care a renunțat la titlul de doctor după ce a fost acuzat de plagiat, a fost votat astăzi de deputați. Iar la Senat a fost aleasă șefa Comisiei Juridice, Iuliana Scântei. Candidații propuși de opoziție nu au avut nicio șansă. Sunt pregătit să-mi preiau mandatul de judecător la Curtea Constituțională. Este o mare onoare și o mare responsabilitate. Licențiat cu nota 5 la drept penal și nota 6 la drept civil, prim-adjunctul procurorului general al României a fost ales judecător la Curtea Constituțională. La notele mici din facultate și din liceu se adaugă și acuzațiile că și-ar fi plagiat lucrarea de doctorat. Licu a renunțat însă benevol la titlul de doctor. Aceste note uh, nu. Mă onorează, nu mă bucur, mi-e -im o imagine foarte bună despre mine. Controverse au fost și mai sunt, nu față de mine, față de foarte multă lume. Contează foarte mult cum te privești tu. Iar eu vreau să spun că mă pot uita liniștit în ochii mamei mele și în ochii copilor mei, fără să fie rușine. Bogdan Licu nu stă deloc rău la capitolul Avere. Are trei apartamente și o casă de locuit, două mașini și echivalentul la aproape 50.000 de euro în conturi. Nu la fel de înstărit însă ca viitoarea lui colegă, senatoarea Iuliana Scântei, votată și ea de senat, judecătoare la Curtea Constituțională. Notar de profesie, Scântei a condus Comisia Juridică a Senatului și este o apropiată a Alinei Gorghiu. Potrivit declarației de Avere, Iuliana Scântei este printre cei mai bogați parlamentari. Are două terenuri, trei apartamente în București și unul în Iași ceasuri, bijuterii, tablouri și o pianină în valoare de 168.000 de euro, plus economii și plasamente de 137.000 de euro. Un vot onorant și un vot care mă obligă să continui ceea ce am făcut vreme de șase ani, să apăr drepturi și libertăți. Administrația prezidențială va face a treia nominalizare pentru un post de judecător CCR. Aceștia îi vor înlocui pe Valer Dorneanu, Mona Pivniceru și Daniel Morar și își vor începe mandatul în luna iunie. Până atunci însă opoziția a anunțat că va contesta numirile chiar la Curtea Constituțională. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe Pro Plus.